Timp de 5 zile, Turda a fost capitala handbalului feminin juvenil românesc. Cele mai bune 8 echipe din țară au fost prezente la turneul final al campionatului național rezervat junioarelor 1. Sala de sport Gheorghe Barițiu din localitatea clujană, în calitate de gazdă neutră, s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, iar spectacolul oferit de cele mai valoroase junioare din România a fost unul electrizant. Vă invităm să urmăriți un reportaj realizat în stilul Sport TV Vâlcea 1. Energetic Râmnicu Vâlcea a reprezentat Oltenia la acest turneu final, echipa pregătită de antrenorul Ionel Gheorghe, atingându-și deja obiectivul propus prin calificarea în acest ultim act. Vâlcencele, în echipament alb-negru, pierduseră toate cele trei jocuri din grupă. Mai întâi cu CSM București la 7 goluri diferență, la numai 3 lungimi în urma formației din Constanța și la 5 goluri la capătul jocului cu CSS 2 București. Așa se face că oltencele au disputat partida pentru locurile 7-8, având ca adversară pe Marta Baia Mare, formație care la pauză conducea cu 15-11. Echipa din nordul României și-a mărit apoi ecartul la 7 goluri, 19-12, după care a venit o serie perfectă de 6 reușite consecutive în contul vâlcencelor, care au marcat în ordine prin Daniela Jurj, Lorena Jurj de 2 ori, Ianca Neacșu, Andreea Preduca și din nou Lorena Jurj, care și-a apropiat echipa la un singur gol. În continuare, băimărencele au condus la cel mult 2 goluri, dar în minutul 52, Bianca Neacșu a egalat la 24. Din nou avantaj minim Baia Mare, dar egalitatea a fost restabilită de Carina Ciui. Aceeași jucătoare a marcat pentru egal 26 după un nou gol al maramureșencelor, după care Vâlcea a preluat conducerea prin Roberta Gheorghe. Baia Mare a restabilit egalitatea 27-27 după 60 de minute, motiv pentru care au urmat cele două mini reprize de prelungiri. Vâlcea a primit primul gol, dar Daniela Jurj a egalat de la 7 metri. Au urmat 3 goluri consecutive în contul băimărencelor, care au început cea de-a doua repriză de la scorul 31-28. Daniela Jurj a transformat 2 aruncări de la 7 metri, după care Carina Ciui a egalat la 31. Un 7 metri transformat la cealaltă poartă și o acțiune nereușită a Carinei Ciui în ultimele 5 secunde au făcut ca Baia Mare să se impună la limită, astfel că Energetic Râmnicu Vâlcea încheie turneul final pe locul 8. Da, într-adevăr, chiar am reușit să ne revenim de la o diferență de 7 goluri și mă bucur că am totuși am reușit să jucăm chiar și prelungirile la final. Dacă nu s-a putut, asta este. A fost un meci greu, am luptat până la capăt. Atât s-a putut astăzi, dar sunt mândră de echipa mea pentru că am luptat, am ajuns și în prelungiri, nu ne-am lăsat. Până la urmă, pentru noi astăzi a fost o finală. A fost un meci greu. Ambele echipe și-au dorit să lupte, să câștige. Din păcate, astăzi n-am reușit să luptăm, să dăm tot ce e mai bun din noi. Toate că am luptat, dar se putea și mai mult. Felicit echipa adversă! Ce să mai știți cum îți doresc să nu fii ultimul loc. Un turneu bun, un turneu în care am încercat să jucăm cât de bine putem noi. Un turneu în care, să spunem, cine merită să fie sus, este sus. Noi, obiectivul oricum îl atinseserăm, deci tot ce însemna peste locul 8 era un extra bonus, să spunem, din punct de vedere al performanței. La ce sportive avem, deci locul, presupun că locul 7, locul 8 este tot același, deci este ok. Vreau să mulțumesc pe această cale, vreau să mulțumesc elevelor sportive, părinților care le-au susținut, conducerii, primăriei care ne-a ajutat pentru a putea desfășura competiția, inspectoratului și Dumnezeu, de acum încolo, eu zic cum va vrea el așa să,
să fie. În cealaltă grupă, Corona Brașov, echipă pregătită de Simona Gogârlă, secondată de Vasile Curițianu și Eugen Ciulei, a debutat cu 2 victorii la limită, 30-29 cu LPS Brăila, respectiv 31-30 cu Marta Baia Mare. În partida a treia, echipa de sub Tâmpa a fost învinsă de CSM Târgu Mureș, a terminat grupa pe poziția a doua și a intrat în careul de aș. În semifinală, brașovencele, în echipament albastru, au avut ca adversară pe CSM București cu o serie de jucătoare care încă sunt junioare 2, formația brașoveană a ținut destul de aproape de valoroasa adversară. Bucureștencele au condus cu 4-1 și 7-4, după care 2 goluri înscrise de Alicia Gogârlă și Miruna Nicolaua au limitat avansul. CSM-ul s-a dus apoi la 5 lungimi, dar Bianca Lupașcu și Georgiana Olaru au făcut ca în minutul 19 scorul să fie 11-8 în favoarea bucureștencelor. După ce Patricia Moraru a înscris pentru 12-8, Alicia Gogârlă și Bianca Lupașcu și-au apropiat echipa la 2 goluri. Totuși, până la finalul primei reprize, bucureștencele au fost mai exacte și la pauză aveau un avans de 5 goluri, 17-12. Cu siguranță, actul secund a fost câștigat de echipa brașoveană, ținând cont de faptul că a marcat 17 goluri față de 15 înscrise de CSM, formație care s-a impus așadar cu 32-29 și s-a calificat în marea finală, acolo unde urma să dea piept cu CSM Târgu Mureș. De partea cealaltă, Brașovul își asigurase finala mică și aștepta ziua următoare, atunci când avea ca țintă bronzul. A fost un meci foarte bun, un meci în care am arătat tot ce am putut, vârsta e 2003 contra 2000, am făcut tot ce am putut. Urmează lupta pentru bronz, cum crezi că va fi? O să fie un meci super greu, dar o să arătăm ca o echipă adevărată. A fost un meci foarte greu, ne-am dorit să câștigăm, dar asta este. Urmează finala mică, cum crezi că va fi? O să dăm totul pe teren și sperăm să încheiem cu o medalie. A fost un meci foarte greu, cu o miză foarte mare și ne-am dorit foarte mult, dar astăzi n-a fost să fie. Urmează finala mică. O să ne pregătim, o să uităm meciul de astăzi și o să ne concentrăm pe cel de mâine, fiindcă mai avem o medalie de câștigat și nu putem pierde și pe aceasta. Am avut plăcerea să ne aflăm în aceeași locație cu echipa brașoveană, mai exact un hotel de 4 stele situat la Vâlcele, localitate aflată cam la jumătatea distanței dintre Turda și Cluj-Napoca. Așadar, echipa Simonei Gogârlă avea ca obiectiv în această ultimă zi medaliile de bronz, iar pentru asta trebuia să treacă de o altă echipă din capitală, CSS 2 București. Brașovencele au deschis scorul prin Georgiana Olaru, după care o intervenție bună a portăriței Raluca Rădoi i-a dat posibilitatea Alisiei Gogârlă să declanșeze contraatacul, la capătul căruia Valentina Soreanu a dublat avantajul Coronei. Bucureștencele au redus din handicap prin Mădălina Necula, iar egalarea a întârziat ceva timp, pentru că Raluca Rădoi a prins o zi mare. Golul egalizator a venit în cele din urmă, după reușita Cristinei Stoica. Brașovul a înscris din nou prin Andreea Bujor, dar Necula a egalat la 3, după care Andreea Popa a transformat în 7 metri și bucureștencele au preluat conducerea. În replică, Brașovul a egalat prin Andreea Bujor, iar apoi Rădoi a parat din nou. Olaru a lansat-o pe Soreanu, care a preluat conducerea. Natalia Marin a marcat pentru 6-4, dar Andreea Popa a înscris de la 7 metri. Bianca Lupașcu și-a dus echipa la 2 lungimi, dar Cristina Stoica a ținut aproape. Valentina Soreanu de 2 ori și Oana Căprar au făcut ca scorul să devină 10-6. După ce Andreea Popa a redus din handicap, Soreanu și Natalia Marin de 2 ori le-au dus pe brașovence la un ecart de 6 goluri, 13-7.
Erica Bărbulescu a redus din handicap, dar Soreanu a refăcut diferența. Delia Angelescu a marcat al 9-lea gol al bucureștencelor, dar Natalia Marina a înscris pentru 15-9. Andreea Popa a redus din handicap, după care Bianca Lupașcu, Valentina Soreanu și Natalia Marin le-au dus pe brașovence la 8 goluri. Popa a redus din handicap, dar Natalia Marin a stabilit rezultatul pauzei, 19-11 în favoarea echipei de sub Tâmpa. Actul secund a început mai bine pentru București, care a înscris 2 goluri prin Racio și Andreea Popa. Tot de 2 ori consecutiv a marcat și Brașovul prin Georgiana Olaru și Natalia Marin. Corona a încasat consecutiv 5 goluri, iar ultimul dintre acestea, înscris de Andreea Popa, a făcut ca scorul să devină 21-18. Alicia Gogâr și Valentina Soreanu au mai liniștit spiritele pentru că au mărit din nou avansul Brașovului. Echipa de sub Tâmpa s-a dus și la 7 lungimi, 29-22, după reușita Alisiei Gogârlă. Aceeași jucătoare a marcat și pentru Ecartul de 8 goluri, 31-23. Până la final s-a menținut avansul de cel puțin 7 goluri, diferență care a fost stabilită și la ultima sirenă. Corona Brașov, CSS2 București, 34-27, rezultat în urma căruia bronzul național avea să plece la clubul de sub Tâmpa. Pentru noi această finală a fost una foarte importantă, pentru că ne-am dorit foarte mult această medalie. Am luptat de la început până la sfârșit și rezultatul a fost de partea noastră până la urmă. A fost un meci destul de greu, dar până la final am reușit să gestionăm ca lumea meciul și ne bucurăm că am învins. A fost un meci destul de greu și mă bucur că l-am câștigat și adică și echipa cealaltă a jucat foarte bine. A fost un meci greu, am avut de strâns foarte mult la Andreea Popa, dar e bine că ne-am concentrat și că avem o medalie. Am avut foarte mari emoții, a fost un meci greu, dar ne-am mobilizat. Putem spune că am fost o adevărată echipă și împreună am putut să facem acest scor. A fost un meci foarte dificil cu o echipă foarte bună, am dat totul pe teren și ne bucurăm că am reușit să câștigăm. Nu este mai bun decât aurul sau argintul, dar este important și pentru noi și am făcut un pas chiar foarte mare, mai ales că suntem o echipă nouă acum. Da, a fost o finală grea, dar am reușit să ne concentrăm, să ne dezgătușăm, fetele să joace la adevărata valoare și să facem rezultatul care ne scutește de orice alte comentarii. Așa este, un rezultat care ne bucură. Rămânem pe podium al doilea an consecutiv, primul la nivel de junioare 1. Sperăm ca junioarele 2 anul acesta, că de fapt nucleul la echipa de junioare 1 este format din junioare 2, să reușească să câștige ele titlul. Turneu reușit, eu zic că am fi putut mai mult, dar au fost factori care decizionali care au făcut să rămânem cu bronzul. Oricum, felicit echipa, este un rezultat foarte bun pentru noi, echipă foarte tânără de mare viitor. Da, pentru noi este un enorm succes. Într-adevăr, avem jucătoare, câteva jucătoare mai mici, dar trebuie să ținem cont de faptul că noi suntem împreună de doar 4 luni de zile, făcând fuziunea aceea între Corona și Transilvania și am format o echipă puternică și mă bucur că am reușit în aceste 4 luni să facem o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Felicit din suflet fetele, pentru noi medalia de bronz este mult mai strălucitoare pentru că știm că am muncit foarte mult, am făcut tot ce am stat în putință pentru a câștiga și le felicit din tot sufletul. Vreau să felicit părinții și toți cei care au fost alături de noi, conducerea clubului și le mulțumim din suflet. Le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut la acest turneu final. Știu că n-a fost unul ușor, a fost unul foarte greu, dar mă bucur că am reușit. În marea finală, calculele specialiștilor dădeau ca favorită pe CSM București. În condițiile în care CSM Târgu Mureș nu s-a putut baza pe cea mai importantă piesă din angrenaj, Andreea Târșoagă, accidentată. Primele 3 goluri s-au înscris din aruncări de la 7 metri. Patricia Moraru a deschis scorul pentru CSM. Sara Darie a egalat, dar Moraru a preluat din nou conducerea. Elevele antrenoarei Mihaela Evi au întors rezultatul după 2 reușite semnate de Monica Barabaș. Alexia Dobre și
Ștefania Jipa au răsturnat din nou situația. Până la finalul primei reprise s-a jucat exact pe aceleași coordonate, astfel că la pauză CSM-ul bucureștean avea avantaj minim 15-14. Echilibru total și pe întreg parcursul actului secund, în care niciuna dintre cele două echipe nu s-a putut desprinde decisiv. Nu putem trece cu vederea o bijuterie de gol semnat de cea care avea să fie desemnată cea mai bună extremă stângă a turneului, Eva Cherecheș. Cu două minute înainte de final, Carla Lăcătuș a înscris pentru Târgu Mureș și a egalat la 28. Mai erau 45 de secunde și mureșencele aveau posesia pe care au fructificat-o prin Carina Germeș. Intercepția Evei Cherecheș a năruit speranțele bucureștencelor pentru că posesia a trecut la Târgu Mureș. Mai erau 4 secunde atunci când Monica Barabaș și-a luat inima în dinți, a pătruns pe extremă și a înscris ultimul gol al finalei, astfel că titlul de campioană națională al juniorelor 1 a ajuns la CSM Târgu Mureș. Ne-a lipsit cea mai bună jucătoare, Andreea Târșoagă, deci nu aveam nimic de pierdut. Ne bucurăm că am demonstrat că handbalul se joacă cu sufletul și nu cu altceva. A fost o finală foarte grea, un meci greu, dar ne-am dorit foarte mult să câștigăm și ne bucurăm de tot sufletul că am reușit. Nu am cuvinte pentru acest final de meci și final de turneu, chiar de juniorat. A fost un meci foarte greu și ne-am dorit din tot sufletul să facem un ultim meci din cariera noastră de junioare, un meci cu o victorie. Așteptam să luăm aurul, ne doream foarte mult fiind ultimul an al nostru. Ne bucurăm că am reușit să-l câștigăm. Am avut foarte multe emoții, dar am reușit să le controlăm și să câștigăm și am luat locul 1 și tot campionul național! Între numeroasele premii individuale, cel mai prețios i-a fost acordat Alisiei Gogârlă, astfel că Brașovul a dat jucătoarea turneului. Așadar, mureșencele au cucerit primul lor aur. În capitală a ajuns argintul, în timp ce brașovencele au dus acasă medaliile de bronz. Punct final reportajului nostru din Ardeal pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.